Salutare tuturor, mă numesc Eugen, îl am lângă mine pe Moca și Adi, iar astăzi filmăm cine modelează mai bine, acela câștigă challenge partea a doua. Vă mulțumim pentru susținerea enormă pe care ați demonstrat-o în partea întâia, unde s-au adunat peste 100.000 de like-uri. Sunt sigur că putem să batem acest record din nou, așa că apăsați pe butonul de like numai decât, e foarte important pentru noi. Regulile au rămas aceleași, meșterul nostru a pregătit 8 lucruri pe care noi urmează să le modelăm din plastilină. Iar cine modelează mai bine, acela câștigă obiectul. După tradiție, cel care va decide a cui creație e mai bună va fi meșterul Manole. Salut la toți! Știu că v-a fost dor de mine, dar am avut foarte mult de lucru. Odată cu sosirea iernii, castele nu mai construiesc și am venit în vizită la Orange Bloom. Vreau să vă zic că le-am pregătit niște obiecte excepționale, băieții vor rămâne fără cuvinte. Fiecare din noi are câte o grămadă de plastilină și instrumente pentru a crea adevărate opere de artă. Iar ca totul să fie cinstit, între noi sunt acești pereți. Pentru confecționarea fiecărui obiect vom avea nevoie de 10 minute fiecare. Băieți, sunteți pregătiți? Da! Atunci, meștere, adu primul obiect! Am observat că ATV-ul are foarte mult negru, sur și un pic de verde. Am nevoie doar de 3 culori. Eugen, o să se potrivească perfect ATV-ul, ești îmbrăcat în negru, însă îmi pare rău, eu o să-l câștig de data asta. Mai vedem! Partea proastă e că trebuie să ne întoarcem de mii de ori ca să vedem toate detaliile. Te uiți, modelezi, te uiți, modelezi. Parcă e un șarpe. Dar contează doar finalul. Băieți, dacă doriți, vă permit să vă apropiați de ATV pentru a putea observa toate detaliile. Se poate? Băieții stau acolo, văd, niciun stres. Așa, am memorat din toate părțile cum arată, acum la loc rapid. Adi a mers din start să vadă detaliile, eu o să merg mai la final pentru că mai întâi vreau să construiesc carcasa, baza ATV-ului, după care o să ajung și la detalii mici. Nu mi-a ajuns suficient culoarea neagră și am folosit culoarea mov pentru roți. Nu știu dacă o să-i placă meșterului Manole, dar mie îmi place. Moca, ce e asta? Un dinozaur? Nu, este un ATV care o să-l câștig peste câteva minute. Am reușit să fac speteaza și volanul. Adi, nu trișăm. Ai, deja mă doare gâtul cât mă întorc. Am o idee. Mi-aște rândul astăzi că nu puteam să fotografiez. De aici și din spate. Am reușit să fac corpul ATV-ului și la fel și roțile. Acum trebuie să aleg una din aceste două culori. Cum credeți? Care este mai aproape de acea culoare? Eu cred că asta, dar o să fac o combinație. O să pun un pic de verde gălbui din ăsta și un pic din ăsta. Și vedem ce o să iasă. Am tras puțin cu ochii la băieți și vreau să vă spun că sunt în fața lor cu puncte infinite. Cum să faceți așa fel de ATV-uri? Pe când așa trebuie să le faceți. Moca, în cooperație cu creația ta, noi le facem 3D. Sunt sigur că meșterul Manole o să aprecieze asta. Am înțeles că meșterul prețuiește simetria în obiecte, așa că priviți, am făcut un cilindru, îl voi tăia în 4 bucăți, iar astfel vor fi 4 roți egale. Am o idee super mega tare pe care o va aprecia foarte mult meșterul Manole. Îl voi pune pe meșterul Manole direct aici, pe ATV. Priviți ce cască are. Zici că e perucă din anii 1600. Priviți acum cum arată ATV-ul modelat de mine. Mi-a rămas doar să-i adaug câteva detalii, ca de exemplu această piesă din spate de protecție. Merg să văd cum arată. Da, așa e.
ATV-ul, care cu siguranță este foarte rapid, are nevoie și de butonul turbo. Iar când apeși pe butonul turbo, iese foc pe aici, cam toate jocurile care le-am testat în copilărie. Și acum urmează cea mai grea parte, trebuie să dezlipesc totul de masă. Ta-da! Scrieți de acum în comentarii cum credeți cine dintre noi trei va câștiga ATV-ul. Iar peste câteva minute veți vedea dacă aveți dreptate. Băieți! Timpul! Încep să vă plictisesc! Eu nu am treabă cu timpul, de mult am finalizat. La fel și eu. Stau în telefon. Adi, ce faci? Tu? Încă puțin, mă folosesc de fiecare minut. Meștere! Am finalizat! Încă nu! Hai băieți, că deja și eu mă plictisesc. De tap. Da, dar să nu-i tai cap. Le amestecăm ca meșterul să nu-și dea seama care și-a cuie. Am adăugat și eu ultimul detaliu și asta a fost. Chiar sper mult să câștig acel ATV, doar imaginați-vă cum merg pe toate văile! Eu mă văd că mă dau cu el prin munții Carpați. Ba, și cum treci vama cu el? Fac documente și treci și vama și munții și mările. Visați băieți, sunt sigur că eu o să câștig. Tu nici permis nu ai de conducere. Nu l-am luat. Wow! Haideți acum să vedem rezultatele. Wow! Văd că băieții au muncit mult, mai puțin această persoană. Ce este asta? Trebuie din plastilină să construiești niște modele 3D care se seamănă cât mai mult cu originalul, dar nu porcăria asta. Și uitați-vă cât de meschin este, a încercat să mă cumpere, gen m-a construit pe mine aici, dar nu seamănă deloc cu mine, adică uitați-vă la el și uitați-vă la mine. Mă scuzați, dar eu o să fac asta. N-are șanse deloc. Rămân două modele, unul mai bun decât altul. Ăsta are oglinzi foarte frumoase, îmi place că este mult verde, este peste tot, are linii. Roțile sunt masive, ca la un ATV adevărat, are și luminele din spate și foarte multe detalii. Îmi place mult. Și ăsta, care este fără o roată, deja i-au căzut roțile. Oglinzile sunt mult prea mici, roțile tot cam mici. Câștigătorul este evident. Sunteți pregătiți să vedeți rezultatul? Cei mai pregătiți? Cine? Eugen? Pe lângă un Mustang mai am și un ATV. Protestez! Eu protestez. La Moca la tine, mă cărtați. Chiar cel mai... Meșterul Manore nu acceptă proteste. Eugen, felicitări! Este al tău! Cum să faci o cursă chiar acum? Da? Oh! Cum să-l pornesc? Ai întâi pornești de la cheie. Așa. Viteza, R înapoi, H înainte. Așa! Și acum H. Adi, ca și cum stau, hai eu ce! Și acum o tură în față. Și acum pe camera mea. Știu că băieții sunt foarte invidioși, abia aștept să-l testez și vreau să scriți în comentarii cine vrea să facă o tură cu mine. Scrie chiar acum. Băieți, sper că ați încometat pentru că am pregătit ceva foarte delicios pentru voi. Oh, ceva serios. Delicios? Da. Așa, ce culori avem nevoie? Cafeniu, maro, galben, toate culorile. După o plimbare cu ATV-ul, mi-e poftă de o șaormă. Trebuie numai decât să o modelez cât mai bine, să o mănânc. Eu voi pregăti o adevărată șaormă, voi pregăti acum lipia, iar după care voi adăuga toate ingredientele, o voi răsuci și șaorma va fi gata. Prima dată în viața am gustat shawarma, cred că la 10 ani, în orașul Tulcea. Dacă este cineva dintre voi care trăiește în Tulcea, puteți să scrieți în comentarii. Este un oraș foarte frumos. Am auzit că Adi se chinuie să facă o lipie. Eu direct fac un astfel de ursuleț, pe care îi adaug aici câteva condimente și shawarma este gata. Asta e un baton de pâine, eu ce? Nu contează, contează cum arată în final.
Acum vom face condimentele. Vom avea nevoie de portocaliu pentru morcovi, roșu pentru roșii și deja acolo verde pentru castraveți și un alb pentru cartofii pai. Țin minte, jumătate de an în urmă am făcut o șaurmă de 30 de metri. Care dintre voi încă nu a văzut acest videoclip? Credeți-mă că se merită. Cu instrumentele oferite de echipa Orange Blue am făcut aceste liniuțe care dau un aspect de copt a șaurmei. Eu aparent am luat ideea mea prea în serios, deoarece am făcut aici niște mini castraveți pe care îi voi tăia ca în viața reală pentru a face niște felii de castraveți și avem aici desigur și niște roșii pe care le voi tăia. Mi-aduce aminte de șaurma aia 30 de metri. Nu știu ce fel de ingrediente adaug, dar adaug și eu să fie cât mai multe culori. Poate chiar o să folosesc și culoarea albastră. Nu știu de ce băieții se complică să facă o lipie, să facă ingrediente pe când poți face așa și să lipești aici câteva bucățele de plastilină. Atât. Ăsta este un castravete pe care îl voi lipi aici. Arată destul de bine. Iar asta este o ceapă. Așa, acum am toate ingredientele pregătite, voi adăuga morcovul, după care feliele de castravete, roșii și urmează deja și cartofii și carne nu o să mai adaug, deoarece vreau ca șaorma mea să fie specială și să fie vegetariană. Priviți acum momentul magic. Oh, și eu credeam că o să fie multe cerculețe de diferite culori, poate trebuie să stai de mai în mijloc. Acum vreau să vă prezint shawarma perfectă. Ia priviți cum arată. Dați-i o notă în comentarii. Pentru că shawarma e tăiată în jumate, o să o tai și eu. Priviți cât de delicios o să arate. Așa. Arată că ce-ai de apărat. Așa, o shawarma perfectă. Punem așa. Uitați-vă că au venit shawarmele. Să o alegem pe cea mai delicioasă. Prima mi-a sărit în ochi pentru că văd aici ingredientele. Să înțeleg că ingredientele au fost făcute separat, după care adăugate în acest lavaj. E o idee ingenioasă, respect pentru asta. A doua e cam lungă, dar nu prea se vede ce are înăuntru. Trebuie să o tăiem. Înăuntru nu are nimic! Nu pot să cred, am fost mințit! Asta merge la gunoi din prima. Și a treia shawarma tot arată foarte bine. Uitați-vă, toate ingredientele parcă sunt prezente. Rămâne doar să o tăiem în jumătate și să vedem dacă este așa și înăuntru. Da! E bună, e bună. A rămas să cumpărăm din astea două. Asta pare mult mai plină și mai delicioasă. Câștigătorul este evident. Băieți, dacă nu ați mâncat astăzi, îmi pare rău pentru că v-a mâncat doar unul dintre voi. Cineva a trișat în runda asta. Nu a făcut umplutura pentru shawarma. Cine este? Cine este? Eu am făcut o umplutură, umplutură. Recunoaște. Ok, dacă nu vreți să recunoașteți, vă prezint câștigătorul. Woohoo! Nu e shawarma. Băieți. Cât de bine arată! Ia privește aici cum iau o gură. Nu pot să privesc. Te rog, împarte-te-și cu mine. Eu am câștigat shawarma și nu o să mă împart cu nimeni. Doar cu cameramanul. Ține. Nu, cred că te prăduc. Mulțumesc, mersul Manoli. Cred că este cea mai gustoasă shawarma pe care am mâncat-o anul acesta. Sunt foarte curios ce urmează, pentru că dacă urmează ceva de mâncat, eu deja sunt sătul. Băieți, de ce vă este frică? De tine! Da! De șerp? Și încă de ce? Ca să nu mă trezesc dimineață și să nu fie ATV-ul lângă casă. Așa. Nu mă tem de butoanele de dislike, da? Care deja nu mai sunt pe YouTube. Da, bine că nu sunt. Dar cineva se teme să fie... Uitați-vă, cine primește capodopera asta are posibilitatea să-i electrocuteze pe toți ceilalți. Așa că spor la treabă! Ai, eu mă pun de treabă. Nu am negru. Nu am negru. Nu am negru. Ha! Ce asta? Deci mi-e gata! Ce asta? Am luat-o! Nu-i cinstit, peștere! Este foarte cinstit! Peștere! Ce asta? Nu mai am negru! Știți cum se spune, cel care se laudă rămâne fără. Da. Ce să fac acum? Am o idee. Dacă o să apăsați pe butonul de like, sunt sigur că meșterul o să-mi dea o bucată de plastilină neagră, măcar una. Așa că apăsați chiar acum pe butonul de like. Hai că aștept. Ați apăsat? Meștere! Da, ei au apăsat pe butonul de like. Sigur? Sigur că au apăsat. Da. Atunci, ai meritat. Uite ce bucată, băieți! A, gata, mă merg. Ce ai acolo, Adi? Ha?
Uite-o! Uite-o! Și-a rămas cea mai mică bucățică. Am găsit aur. Nu știu, fac tot ce pot cu micro... textura, așa frumos o facem la mânier. Sper că băieții nu au observat-o și nu mă aud când vorbesc despre textura de la mânier. Eu am progresat mult în modelarea laserului, ia priviți aici. Practic corpul e gata, am și partea din față. Acum îmi rămâne doar să adaug laserul, pentru că cel de pe tavă are laser. Ia priviți. Băieții au un avantaj foarte mare. Ei au făcut cunoștință deja cu electroșocherul. Nu! Nu! Iar eu prima dată. Ce pot să zic, încă mi-e frică foarte. Sper să și-l simți. Nu, nu vreau. Sper să și-l simți. Nu vreau să o simt. Văd că laserul de pe tavă are multe liniuțe, contururi, ceea ce vreau să le reproduc cu acest cuțit din plastic și mi iese destul de simetric. Și mai punem unul pe mijloc. Perfect. Nu știu ce e cu trandafirul ăsta, însă nu prea seamănă electroșocher, totuși am încredere în construcția mea, așa că o să-l perfecționez acum. Voi pune laserul câștigător, așa. Eu mai am ultimul detaliu, prințișorii ăștia și îl pun și aici. Nu știu, o să câștig. Parcă e o petardă mică. Cred că ăsta este cel mai periculos obiect dintre toate. Haideți să vedem ce au pregătit băieții. Îmi sare în ochi. Asta. Ce-i cu asta? O fărămitură din laser? Cred că o bătaie de joc. Aruncat. Au rămas două variante. Asta este foarte masiv și arată impunător. Când te uiți, te sperii de el. Și ăsta, care este perfect. Uitați-vă, fiecare detaliu este. Și liniile, și conturul ăsta, și sticla din față, chiar și butonul. Câștigătorul este evident. Băieți, sunteți pregătiți să fiți electrocutați? De mine, sper. Vreau să zic că toate rezultatele voastre au fost urâte. Toți ați pierdut, îmi pare rău. Nu, asta e laser. Am glumit. Stați că am încurcat laserul. Eugen, distrează-te. Da? Cu cine începem? Eu am emoții, în însă... În mâine sau în picior? În picior, eu gen, repede! S-a auzit! Miroasea carnea asta! Hai, mă, că... La fel și tu, în mână, da? Moca, cel mai simplu, în picior. În picior! Nu! În picior! În picior nu poți mișca așa! Hai, mână, dar eu mă... Hai, mână! Că a fost mai tare decât păi la challenge-ul ăla. Eu am o idee. Pentru că tu ai câștigat, zic să-ți facem satisfacție și mai mare. Meștere! Hai să fii și tu electric. Dar mine mi-a zis că sunt meștere. Ești meșter? Da. Și dacă? Am treabă cu curentul în fiecare vreau să... zi. Sunt electrocutat în vreau fiecare să găină. Sau porc. Apel adică de porc. Vrei așa în gât? Nu. No. În burtă? Cu piept. Da. La gât? La gât. Nu. Hai cu pielea. Nimic. Băieți, fiți pregătiți pentru următorul obiect! Ce-i asta? Doamne, uitați-vă ce am aici! Un pian adevărat, care poate fi a vostru! Băieți, cine poate cânta la pian? Eu nu pot să cânt, dar vreau să-l câștig pentru că am cu ce-l duce acasă. Ok, atunci spor la treabă, eu mi-am pierdut casa. Dar nu avem culoarea neagră. Ce să facem? Meștere! Putem alege orice culoare,
Da? Nu o să fie o problemă? Ok! O să aleg culoarea albastră. Ați mai văzut vreodată un pian de culoarea albastră? Am tras cu ochiul la toate culorile și mi-am dat seama că culoarea mov închis e cea mai închisă culoare din toate acestea, așa că voi face pianul de culoarea mov închis. Nu știu ce culoare să aleg. Doar să aleg verde închis. E prea puțină culoarea albastră, așa că voi face un pian multicolor. Voi folosi toate culorile și voi face un pian Lego. Voi construi piesă după piesă. Nu știu ce se va primi, dar până când am așa un scaun. Au trecut doar câteva minute până când am făcut asta. Ziceți că nu seamănă cu un pian. Parcă eu nu am idee ce face Eugen. Eu mă țin de pianul meu. Uitați-vă ce drăguț arată. O să arate a pian, Eugen. Față de-a tău, o să arate mini pian. Am ales clapele de data asta să fie de culoare galbenă. Priviți aici cum arată. Și cred că mai trebuie să-i adaug câteva detalii până când timpul încă nu a expirat. Acest pian minunat are nevoie și de o carte cu note, pe care o voi lipi, uite aici. Drăguț. Nu știu de ce băieții se complică cu așa construcții gigantice, însă eu am făcut un pian în miniatură. Uite-ți vezi ce drăguț arată. E perfect. Sper că meșterul să-l aleagă pe al meu. După cum vedeți, am adăugat aici niște alb pentru clape și puțin mov pentru clapele negre. Timpul ne presează, așa că mai las clapele pentru că meșterul o să aprecieze toate detaliile. Mai întâi o să fac pedalele, după care continui cu clapele negre. Au rămas ultimele clape, care în realitate sunt negre, iar în realitatea mea sunt albastre. Uiha! Ce, eu primul? Are și roți? Bun, dar arată al bine. Meu nu are roți, dar sper să fie câștigător. Pianul meu în miniatură, eu simt că va fi câștigător. Să vedem cine astăzi merge acasă cu un pian nou-nouț. Ce-i asta? Ce-i cu dubina asta așa de mare și multicoloră? Unicul lucru care îmi place de aici e această cărțulie. Chiar arată foarte fain. În rest, clapele nu arată bine, nu sunt corect dimensionale. Culorile nu se asortează între ele. Bătaie de joc. În continuare. Aici avem ce observa. Pianul este de culoare verde. Clapele sunt galbene împreună cu albastru. Culorile se combină cât de cât între ele. Doar că nu-mi place forma clapelor, sunt cam alungite. Ele trebuie să meargă dreptunghiulare cumva. Și a treilea exemplar. Wow, ăsta tot e foarte fain. Are și carte și clape foarte frumoase. Doar că e cam strâmb, uitați-vă ce-i cu asta. Unde sunt liniile, proporțiile? Câștigătorul este evident. Băieți, știți că muzica nu are nevoie de cuvinte pentru a transmite emoții, da? Da, asta o știu. Bine, nu știu de ce am zis asta, dar uitați-vă cine este câștigătorul. Ia tău! Eu am spus că eu arată ceva mai bine. Da, e meu. Nu mă așteptam să fie al tău. De ce? Eu pot să fac ceva frumos, plastilină, de obicei, primește. Primul câștig, felicitări. Cred că meșterul a uitat că am câștigat și șaurmaua. Iar dacă totuși am câștigat acest pian minunat, haideți să cânt ceva ce am învățat acum 10 ani în urmă. Poate mi-aduc aminte, cine știe. Pa, pam și... o mania. Nu, nu, nu. Mai scurt va ajunge, dacă vreți să mă chemați la o petrecere privată, aștept un mesaj pe Instagram. Băieți, vreau să-mi spuneți care este supereroul vostru preferat. Iron Man! Spider-Man! M-au cate gândit? Da, Ben 10. Înainte să vă arăt ce este aici, vreau să întreb și urmăritorii noștri. Scrieți în comentarii care este supereroul tău preferat. Scrie asta chiar acum, iar băieților le arăt ce trebuie să modeleze. Ce? Ce-i? Omul invizibil! Păi e simplu, cum ai să alegi câștigătorul? A mea e cel mai asemănător, deja l-am făcut. Bine băieți, glumesc. Nu e așa de simplu. Uitați-vă aici! Cine îl recunoaște, dragi urmăritori? Cred că toți îl recunosc, mai ales în... N-ai cum! În această lună! Stă în picioare! Oh!
mușchi. Spider-Man e supereroul meu preferat, așa că îl voi face cât mai perfect. Vreau să câștig și eu un obiect, mai ales pe Spider-Man. Din câte știu, acum a ieșit Spider-Man 3, pe care încă nu l-am privit, dar sunt sigur că este foarte interesant, deoarece tot internetul bubuie cu acest eveniment. Dacă vreau să-l câștig pe Spider-Man, trebuie să aleg culorile potrivite. Avem nevoie de roșu și două nuanțe de albastru. Un albastru mai deschis și unul mai închis. Dacă vedeți, jucăria are două culori. De ce râd? This is Spider-Man. An over glasses, fără ochi. Uite, ochii sunt un element important. Dar nu am negru. Alb! Mai am nevoie de un cap și de două mâini. Adi, băiatul ăsta cu ochelari, a fost la film. Așa că te rog, spune-ne un spoiler. Fanii adevărați niciodată nu dau spoiler. Priviți aici cum arată Spider-Man. În opinia mea, este mereu fericit și are o inimă foarte mare, dar nu este roșie. Este violetă din cauza pânzei de păianjen, care și ea este violetă. Ce violetă, mocă? Timpul, băieți! Timpul! Gata! Mi-a rămas doar să lipesc capul și să-i fac ochii. Capul a ieșit un pic mai mic, acum mai adaug, dar nu mai am roșu, băieți. Dar are doi pumni, așa mari. Doi pumni. Și unii zdești. Ei, mai adaug și ochii, care un pic nu sunt simetrici, dar acum și modelez. Ia privește. Dar trebuie să-i fac și... Dar ce are, are roșu aici? Am terminat și modelul omului păianjen, uitați-vă aici. I-am adăugat ochii albi, logo-ul de Spider-Man acolo, păianjenul. Și urmează să-i adaug această pânză și mai am o surpriză ce implică această construcție. De deosebire de băieți, eu am tot respectul față de Spider-Man. I-am cumpărat un scaun. Priviți, se ține foarte bine în picioare și arată exact așa, vedeți? Dacă Mocha i-a cumpărat un scaun, Spider-Man-ului meu stă în picioare, exact ca jucăria din față. După cum am spus, are deja și pânză, vedeți? Dar jucăria din față nu are pânză. Jucăria din față nu are nici scaun. A, și crezi că... A meu este respectat, este... Ține așa bine să nu cadă, te rog frumos, scaunul este scump. La fel și al meu. Fără pumni în față, să stea mai departe în picioare. Iar al meu, priviți băieți, așa o să-l fixez aici pentru a nu cădea nicăieri. Iată că sunt prezente și rezultatele deja. Voi începe cu Spider-Man-ul ăsta din... Doamne ferește, ce urât este! Parcă o sperietoare pentru păsări. Așa ceva aș pune doar în lanul de secară. Și deștile astea din mijloc, Doamne ferește! Asta ce este? Nu, eu cred că cu chestia asta poți să sperii oamenii. Dăm la o parte. A doilea Spider-Man. Wow! Ăsta-i construit bine. Uitați-vă că are toate detaliile. Nu-i văd gura. În original are gura? N-are gura. E masiv, mâinile se mișcă, uitați-vă cât de bine, asta îmi place. E ok. Și al treilea variant, un Spider-Man sponsorat. Vai de mine, deci el stă agățat pe o pânză de păianjen. Cât de fain arată, uitați-vă cum se mișcă, asta e foarte tare, nu știu cine l-a făcut, dar este un geniu. Și e foarte greu să aleg dintre aceștia doi, uitați-vă originalul și trebuie acum să aleg un câștigător. Am o idee, o să aleg după înălțime. Uh-huh. Care este cel mai înalt, va câștiga. Câștigătorul este evident. Băieți, vă aduc deodată rezultatul câștigătorului. Al meu! Cine a făcut Spider-Man cu cârjă? Acu e el. Aia era pânză de păianjen. Era o cârjă de care el se ținea. În fine? În fine, eu am câștigat. Am o surpriză pentru tine, Adi. Hai, vrem jucăria. Azi nu-ți dau jucăria, dar vei fi chiar tu Spider-Man! Ține! Oh! Și odată ce îmbraci acest costum, vei avea și super puteri! Costum de Spider-Man! Să fi știut, mă străduiam și eu. Băieți, am dat emoție acum. Adi, unde ești? Aici! Spider-Man, băieți. Astea-s mușchi adevărat sau? Din păcate, mușchii sunt de la costum. Nu! Cu puterile păianjenului. Spider-Adi, cred că a venit momentul cel mai important din acest videoclip. Cred că trebuie să le spui și lor asta.
Cum spunea și unchiul meu Ben, cu puterile mari vin și responsabilitățile mari. Așa că responsabilitatea voastră este să apăsați pe butonul de subscribe, să nu fie roșu ca și mine, să fie gri. 55% din persoanele care urmăresc videoclipurile Orange Blue nu sunt abonați la canal. Așa că zic să fim cu toții niște supereroi și să luptăm împotriva lor. Să creștem acest procent și să ajungem cât mai rapid la suma de 1 milion de abonați. Băieți, cum credeți? Ce am aici? Vedem ce ai acolo. O cutie cu bomboane. O cutie, un cadou. Un cadou? Plastelină. Păi este aproape de cadou, dar este ceva mult mai frumos. Special pentru sărbătorile de iarnă. Ce? Sunt artificii? Artificii? Focul de artificii? Și cineva dintre noi le va da foc peste câteva minute. Sau le câștigă și le ia acasă și în seara de anul nou le aprinde. Nu cred că meșterul Manoli dorește să vadă din partea noastră niște cutii. Așa că voi face un fond de culoarea mov și voi desena cu ajutorul altor culori focurile de artificii care se văd de obicei în noaptea de în noaptea de Revelion. Dacă e să mă uit atent la această cutie de artificii, este un cub, ceea ce am realizat și eu. Acum urmează doar să-i fac niște decorațiuni și atât. O să fie unul mic, dar sper să câștig și să-i dau foc. Am făcut și eu cutia, acum fac toate detaliile, toate desenele, doar că am o dilemă. Ce fac mai apoi ca să-i placă meșterului și să-i desebească de construcțiile băieților? Mi-a venit o idee, o să vedeți mai încolo, o să fie tare super! Eu am tras cu ochiul la Adi. Uitați-vă și voi. E cu asta. Ce-i drept că e original. Stai, te scând ceva. Steaua să strășoare. Mi-a rămas doar ultimul element să-l adaug. Tu vrei să faci tu o stea? Nu. Dacă nu știți ce-i ăsta, mai bine tăceți. Cam așa arată. Băieții le-am dat o idee și probabil să pierd din cauza asta. Pentru ce avem acești pereți? Pentru că sunt frumoși. Da? Nu știu de ce se râd băieții, la mine construcția e foarte originală. Parcă e un televizor cu două antene. E original. Să vedeți cum o să câștig. Arată foarte bine, băieți. Voi nu știți cu cine v-ați spus. Băieți, mai aveți mult? Încă puțin, ultimele reduri. E perfect la tine, exact ca trei palmieri. La mine este unul, dar bun. Frunzulițele. Și la moca e... Unul, dar bun. Da, da. Exact ca cutia din față. Hai să lipesc așa stocadă. Haideți să analizăm rezultatele. Prima bate în ochi, chestia asta, n-am idee cum să o numesc, dar seamănă foarte mult cu un ghiveci și o floare care crește de aici. O floare gigantă pentru că omulețul în comparație cu ea e foarte mic. Adică nu înțeleg cum poți să vezi o cutie de artificii și să faci asta. Nu înțeleg această creație. Următoarea este această cutiuță, arată drăguță, simetrică, dar că fitilul ăsta mai mult mă duce cu gândul la un dinamit adevărat, nu la focuri de artificii. E bun, dar se putea și mai bine. Și ce-i asta? Are 3 antene și o cutie. Cutia arată foarte bine, are multe detalii, dar antenele astea nu-mi plac deloc. Am înțeles sensul profund, că gen din cutie apar scântei și sar pe cer, se fac niște stele adevărate, dar cred că ar arăta mult mai bine fără ele. O perfecționez puțin și arată cel mai bine dintre toate. Deci, câștigătorul este evident. Băieți, eu văd că Adi nu a câștigat. Cum credeți? Cine va avea ocazia să aprindă aceste focuri de artificii? Eu! Ori eu, sigur? Ori eu, Gen. Pentru că a lui Adi se vedeau de mult. Da, era okay. Mult mai mare. Uitați-vă cine este câștigătorul. Ce e asta? Stai, galbenul ăla e ca... Eu! Vreau să de zic... ce? Pentru că arată foarte bine, doar că avea niște antene pe care nu le-am înțeles. Păi, am perfecționat-o eu. Nu e ok să faci modificări. Da, eu tot cu asta mă gândesc. Eu cheie tânăr. Eu trebuie să-l învăț ca un meșter adevărat. Este ucenicul meu. Foarte corect. Iar acum, la artificii! Am aici artificiile. Am ieșit afară deoarece e imposibil să dăm foc la artificii în studio. Să nu puțin ca și cu rachetele. Ce se aude? Nu cred că e ok sau...
copii să nu faceți aceste experimente acasă. O fixăm foarte bine. Înainte de toate, copii, să nu încercați asta acasă. Doar cu părinții. Dar puteți să încercați să dați un like la acest video. Da, da, asta puteți să încercați să faceți chiar acum. O să fac cartificiile. Piu! Ați văzut doar cât de bine arată! Ne-a venit o idee! Când facem 1 milion de abonați, dăm foc la 500 de astfel de artificii în același timp! Wow. Apasă chiar acum pe butonul de subscribe! Ca să vezi acest episod nebun! Eu vreau mai repede! YouTube! Doar imaginați-vă 500 de artificii în același timp! Va fi o gălăgie! Băieți, după ce am admirat împreună acele focuri de artificii minunate, am un cadou mai minunat pentru voi! Uitați-vă ce aici! MacBook! Este 2020, pare mi se! Un MacBook nou-nouț! Sau doar cutia! Este MacBook-ul aici, e greu! Și chiar cine îl câștigă, îl ia? Sigur că da! Cum se întâmplă cu fiecare obiect! Așa că spor la treabă, hai! Păi, dacă e așa, hai să încercăm să câștig. Să câștig. Doar să câștig. Voi n-aveți șanse. Din câte știu, MacBook-urile sunt de culoare gri, ceea ce voi folosi. Mi-a rămas pe final această bucată de plastilină albă. E suficientă pentru a face această cutie. Și eu o să încerc să fac cutia pentru că nu văd un MacBook deschis, ca să-l fac identic. Nu știu ce fac băieții, dar eu voi face laptopul din interior, dacă este ceva acolo. Ca de obicei, eu mă complic și voi face o construcție foarte complexă. Voi face cutia, iar înăuntru voi pune laptopul. Cu acest minunat instrument am făcut tastiera și acum îmi rămâne doar să fac marginea ecranului. Doar că la tastiere trebuie să fac butoanele, nu doar niște linii. Acum mi-am dat seama. Uitați-vă ce laptop drăguț am făcut, care se deschide, are ecran și mărul de pe spate. Desigur, nu am negru, așa că am improvizat. Îl punem în cutiuță și facem capacul, unde are și aici un Mac, punem deasupra și e gata. Priviți cât de perfect este acest dreptunghi. Mi-a rămas să tai puțin din colțul ăsta și este perfect! Sunt mândru de ce am făcut eu acum. Timpul! Cum timpul? Eu mai am foarte mult de detalii să adaug aici. Au trecut 15 minute deja. Acum să nu dau nimănui. Laptopul meu este gata. Tastieră, ecran și chiar și logo-ul. Meșterul o să aprecieze. Eu am închis acum cutia, am pus cutia cu laptopul și mult noroc. Eu mai am foarte multe de adăugat. Gata, moca. Ce e aia? O cutie de chibrituri? Am vrut să fac totul perfect, dar fie. Vreau să vă zic că inițial am cumpărat acest MacBook pentru mine, dar m-am decis să-i fac un cadou băieților, de asta l-am adus azi aici. Haideți să vedem rezultatele! Bate la ochi primul ăsta. Este un laptop perfect, are tastatură, ecran, chiar și logo-ul, dar e laptop, pe când eu am adus o cutie acolo. Deoparte, așa nu merge. Asta ce-i? Wow! Uitați-vă câte detalii. E cutie, este laptopul și cred că se deschide, da? Oh my god! Iar înăuntru cutiei avem laptop! Foarte fain! Nu știu cine a făcut asta, dar e bravo! A tras atenția la toate detaliile. Și ultimul este pur și simplu un dreptunghi alb. Vreau să vă zic că e original și cumva te duce cu gândul la Apple, pentru că îi țin foarte mult la simplitate. Dar asta nu e tot, vreau să fac acum un crash test! Tehnica Apple trebuie să fie rezistentă. Deci începem cu această cutie să vedem dacă va rezista ciocanului meu. Nu a rezistat, uitați-vă că toată este deformată. Iar acum la acest dreptunghi. E mai bine, forma nu este schimbată, uitați-vă că totul e aceeași formă, e lungă. E o alegere ciudată, dar câștigătorul este evident. Cine are nevoie de un MacBook nou-nouț? Toți. Ești sigur că ai un laptop acolo, da? Verifică, chiar acum. Ok, sunt până aici. Să nu ziceți că meșterul Manole minte.
asta și poate. Eu care am făcut doar un cub. Nu te-ai așteptat la asta, așa e? Exact ca laptopul modelat de mine. Dar ideea era să faceți o cutie, niciun fel de laptop! Nu, poftă. Cred asta. Cum? Ei da, cum paralipipipul? Băi, este laptopul meu? Mi-aș trece tine! Nu pot să cred. Pentru un simplu dreptunghi? Peștele, ce-i cu tine? Stai puțin să văd dacă funcționează. Ho, sunetul ăsta. Funcționează? Ce sunet frumos și plăcut. Așa-i? Și funcționează, priviți. Băieți, știu că sunteți invidioși, dar asta e. Câteodată câștigă cei care merită. Nu merită, asta e și ideea. Băieți, am privit ce am aici. Un cal adevărat. Un cal adevărat în studio? Da. De unde așa idei? Și cine modelează mai bine, acela îl câștigă sau cum? Sigur, poate fi chiar al vostru calul ăsta. Băieți, cred că acest cal este mai tare decât orice alt obiect care putea fi prezent în acest studio. Apropo, îl cheamă Achilles. Cine îl vrea? Cât timp băieții modelează, cred că mai fac eu o cursă prin studio. Hai! Dragi urmăritori, nu cred că v-ați așteptat la una ca asta, ca un cal adevărat să vină în studio la ora nimic. Totul este datorită vouă și like-urilor voastre, pentru că erau peste 100.000 de like-uri. Dacă doriți să mai aducem obiecte excepționale aici, apăsați chiar acum pe butonul de like, pentru că totul este în mâinile voastre. Meștere! Da? Stai pe loc, că nu înțeleg ce detalii are calul. Poți să vii mai aproape, da. Nu. Îl vezi bine, Eugen? Da, prea bine. Nu mai aproape. Se uită cam straniu la mine. Băi, ce frumusețe este calul ăsta. Fac mai întâi picioarele și corpul. Și mai am nevoie și de capul calului, după care le asamblez, le modelez un pic și practic e gata. Nu știu ce e cu dinozaurul meu, însă sunt sigur că dacă mai lucrez puțin la el, va arăta ca un cal adevărat. Eu vreau foarte mult să câștig acest cal, așa că o să depun toată străduința. Priviți ce picioare am făcut. Sunt identice. Eu am pus ciorapii calului. Nu știu dacă sunt ciorapi sau altceva, dar sunt de culoare roșie. Băieții văd că nu au observat asta. Eu am făcut o tehnică nouă pentru coada calului. Am făcut foarte multe fire de păr pe care le unesc aici în total și iese o coadă foarte unică. Am ales să-i fac ochii de culoare albastră. Eu zic că iese destul de bine, până când, pentru că mai este timp să-l perfecționez. Calul din spate am văzut că are la picioare bandaj roșu, ceea ce am adăugat și eu. Îmi urmează doar să-i adaug șaua și calul este gata. Și încă un mic detaliu aici, spetează și mai văd acuși ce detalii mai adaug. După cum vedeți, eu am făcut foarte multe progrese, i-am adăugat și bandajele, ochii, am terminat și coada și urmează desigur șaua și am terminat și eu. Ultimile detalii sunt unghiile calului. O să le fac de culoarea gri. Și o să le pun exact aici. Băieți, timpul! Da! Mai avem de modelat. Încă puțin. Hai că vin mai aproape. Vă chinez. Să mă ating. Nu-i place de moca. Nu mă mai chinui, este perfect. Moca, ce-i asta? Eu i-am adăugat și șaua exact la... Ce-i asta? Ce-i modelul ăsta? Parcă-i din carton făcut. Întoarce-l. Te rog să-l întorci. Ia, dă-s-o întorc. Așa arată mai bine întors. Stai. Așa. Bine, băieți, eu merg la locul meu și aștept rezultatele voastre. Achilles, uite că au venit și rezultatele. Care-ți place mai tare? Okay, el se rușinează, o să vorbesc cu partea lui. Prima creatură care îmi bate la ochi este asta, care nici de cum nu seamănă cu un cal, parcă este o jumătate de girafă, jumătate de lup și cu o coadă de unicorn. Ce-i asta? Cine a făcut-o? Doamne ferește! Următoarea. Wow! Asta este foarte faină. Uite, Achilles. Chiar seamănă cu tine. Este prezentă șaua și încălțămintea și coada ta minunată e făcută și ochișorii căprui. Este exact cu tine. Și a treilea exemplar.
Asta mai mult seamănă cu un câine. Ce cu coada asta scurtă? Uitați-vă ce coadă scurtă are! Nu-mi place. Fiți atenți la Achilles, ce coadă frumoasă și bărbunioasă are. Ce coadă i-au pus la calul ăsta? Nu-mi place. Deci, câștigătorul este evident. Băieți? Da? Cum credeți? Cine va primi acest cal minunat? Eu. Nu știu cine a făcut această operă de artă, dar... Îl felicit pentru că are un nou prieten! Da, este calul meu! Felicitări, Eugen! Ai câștigat și ATV-ul! Ai câștigat și calul! Acum merg acasă! Cu ce merg acasă? Cu ATV-ul sau cu calul? O zi cu calul, o zi cu ATV-ul, alta zi cu Mustang-ul. Meștere, pot să fac o tură? Uite, pune aici piciorul stâng. Așa, și după? O mână de aici și ții și una de aici. Bine, mai sus mâna. Aici. Mâna asta mai sus. Așa. Așa. Și te arunci. Peste shower. Așa! Băieți, nu știți ce sentiment am! Ce fac acum? Vreau și eu să fac sentiment. Eu ce două persoane ai dat acolo? Nu sunt sigur. Trebuie să întrebați meșterul. Așa. Uite, acum te învăț cum să ții un cal. Pune așa mâna. Așa. Ține. Și partea aia exact la fel. Ok, o să-l ce ține de mai aproape. Vă dați seama acum calul se ridică în două picioare și vă ce cade jos. Și cum să-l fac să meargă? Îl lovește cu picioarele puțin. Ține tot. Hai. Dică-l an! Așa. Dreapta stânga, dreapta stânga. Exact. Vreau la dreapta. Băieți, mi-e frică! Trebuie să fac mult antrenament în studio până când o să ies cu el afară. Ce pot să spun eu, Eugen? Felicitări! De astăzi pe Eugen o să-l vedeți cu calul pe stradă. Da! Oh, ce drăguț e! Interesant dacă în mall poți să intri cu el. În mall? Da. Sau la McDonald's. Vii la McDonald's să faci oprești. La McDrive. McDrive, da, la McDrive. Iei cartofi pe aici și mergi mai departe cu calul. E bună de episod. Dai lui salata. Cartofi. După acest episod vreau să vă spun că aștept cu nerăbdare și partea a treia. Posibil că în partea a treia o să aduc un animal de la zoo. Vreau un elefant, dacă este posibil. Un elefant? Păi nu știu. Pentru asta trebuie să adunăm 200.000 de like-uri și aduc un elefant. Apăsați chiar acum pe butonul de subscribe ca să nu pierdeți acest episod nebun. El trebuie să fie gri, exact ca Achilles. Cu voi a fost Eugen, Moca, Adi, Meșterul Manole și Achilles. Păcat că nu a fost și Crispin astăzi alături de noi. Ne revedem foarte curând. Noi am câștigat și kebab, am câștigat și urma. Am câștigat și șaurma, domnule. Șaurma. Este? Da. Hai, trec. Stai liniștit! Câteodată, nu, dă-te micul! Să știți că după primblarea... Fug, dai-te-vă! Nu fugi, uite, nu-l fug! Stai, acum vii, tu unde la mine vii! Da, stai pe loc! Lasă!